România este a doua țară după Germania care implementează sistemul garanție-returnare și este prima de dimensiuni mari din Uniunea Europeană care va avea un sistem centralizat. Ambalajele colectate vor fi reciclate și folosite în producția altora noi pentru băuturi. Sistemul garanție-returnare face posibilă colectarea ambalajelor de băuturi în regim curat, necontaminat, folosindu-se apoi pentru fabricarea de noi ambalaje, având ca destinație tot industria alimentară. Consumatorii vor putea să returneze în magazine ambalajele de unică folosință din plastic, sticlă sau metal pentru băuturi. Cumpărătorii vor plăti o garanție de 50 de bani atunci când vor cumpăra o băutură îmbuteliată. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare ale comercianților. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi pe loc valoarea garanției plătite inițial, fără a fi condiționat de prezentarea bonului fiscal. Sistemul de garanție returnare s-a dovedit a fi de succes în alte state, atingând performanțe de colectare de 80-90% în mai multe țări europene. Se preconizează că începând cu data de 30 noiembrie 2023, consumatorii vor putea să returneze în unele magazine ambalajele de unică folosință din plastic, sticlă sau metal pentru băuturi.